Resturnare de situație în cazul morii lui Andrei Gheorghe, România TV spune unde ar fi murit, de fapt, fosta vedetă. O nouă informație legată de moartea fulgertoare a lui Andrei Gheorghe atrage atenția opiniei publice. Se pare că jurnalistul nu a murit în locuința sa, acum s-a precizat inițial. Andrei Gheorghe a fost găsit fără suflare în baie, dar nu era apartamentul său. Știrea a fost relatată la România TV, care a precizat că locuința în care a fost găsit decedat aparținea, de fapt, iubitei sale, o vecin cu care avea o relație. De aici, confuzia potrivit căreia, acesta ar fi murit la el acasă. Andrei Gheorghe și partnera sa locuiau în același complex rezidențial, dar se mutase în apartamentul ei. Femeia era plecat din ar în ziua în care Andrei Gheorghe a murit. Tot ea a fost cea care s-a panicat atunci când nu l-a mai putut contacta de 12 ore pe jurnalist. I-a luat lectura cu îngrijitorul complexului, pentru a verifica dacă totul era în ordine. A fost găsit Andrei Gheorghe fără suflare, în baie. A fost descoperit abia la 12 ore după ce a făcut stop cardiorespirator.